regăsit, dragi telespectatori. Continuăm călătoria printre dosarele vremii. Invitatul nostru de astăzi este domnul Gheorghe Papuc, arheolog, fost director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. De altfel, domnia sa a mai fost invitat în emisiunea noastră, cred că de două ori, și sper să nu greșesc. Și ne bucurăm că iată revine în emisiune să continuăm dezbaterile pe tema Dobrogei arheologice. Domnule Gheorghe Papuc, bine ați revenit. Mulțumesc pentru invitație. Încântat că sunt aici. Și aș vrea să reluăm, poate pe scurt, o anumită temă cea legată de monumentul triumfal Tropeon Traianii de la Dam Clisi. Ne spuneați și în emisiunile trecute că ați săpat acolo, povesteați și de acele momente interesante, chiar cu prezența secretarului general al PCR, Nicolae Ceaușescu. La inaugurarea monumentului restaurat în 77, la centenarul. E adevărat, dar tot dumneavoastră îmi spuneți chiar înainte de emisiune, chiar cu tristețe, că acest simbol al poporului român practic e inexistent în manuale de istorie. Da. Și este trist, pentru că, mă rog, chiar recent, în urmă cu câteva zile, am fost la Roma și admiram columna lui Traian, să spun așa, poate aceste, am putea să le spunem, edificii pereche, nu monumentul triumfal de la Adam Clisi și columna lui Traian de la Roma. Haideți să vedem acest moment. Vreau să vă spun că am răspuit manualele de clasa a 5-a, a 8-a, 11-a, 12-a, nimic despre monumentul triumfal de la Adam Clisi, pe care cel care l-a cercetat, în omul care fiind practic primul șantier științific, arheologic din România, a fost șantierul Tropeum Traianii, care a fost realizat de către marele arheolog Grigore Tocilescu, care avea calitatea de profesor universitar, era și directorul Muzeului de Antichități, era o mare personalitate, fusese și senator din partea Partidului Conservator, era o mare personalitate a arheologiei românești. L-a numit, când l-a publicat în 1895, într-un volum bilingv, nu bilingv, ci în germană și franceză, și în română. A zis că monumentul de la Adam Clisi, monumentul triumfal, este certificatul de naștere al poporului român cioplit în piatră. Dar culmea este că chiar eu, student al Facultății de Istorie din 1964, nu ne-am, și în primul an se făcea istorie veche, nu ne-am lovit de importanța acestui monument. Explicația de-abia acum, după aproape la vârsta senectuții, mi-am dat seama cam de ce. Chiar așa, de ce? Pe de ce, fiindcă Tocilescu a fost un mare savant. Ce putem imputa doar faptul că n-a creat școală. Publica inscripțiile grecești și latinești împreună cu Marle Mommsen. Avea o colaborare extraordinară chiar la Adam Clisi, a colaborat cu directorul Institutului de Arheologie de la Viena. Păi, iertați-mă, Viena înainte de primul război mondial era capitala Europei, capitala zonei astea de lume. Da. Cu Otto Bendorf a săpat la Adam Clisi și publică Tropeum Traianii, cum v-am spus, în 1895. E o lucrare monumentală, dar se întâmplă un lucru. A deranjat o serie de oameni ai epocii și unul care venea tare din spate și vrea să facă carieră,
e marele Nicolae Iorga. Ei, asta vreau să vă întreb. Există o invidie profesională? Putem vorbi de neapărat de... Imensă, o imensă. Profesională, da. Și apoi... Pentru că săptămâna trecută chiar l-am comemorat pe Iorga pentru că s-au împlinit 75 de ani de la trecerea la... Da. Acele veșnice de la asasinatul lui... Da, de la... Asasinarea lui Iorga, mă rog, însă... Într-adevăr, în epocă, Iorga a fost puțin criticat. Aș vrea să vă spun că, după părerea mea, am zis să că există un Dumnezeu al arheologiei. De ce? Practic, regele Carol îl primea destul de des pe Tocilescu, cu care dădea mâna, strângea mâna, toată mâna, că de obicei se spune de Carol că dădea un deget, două, așa, cu Tocilescu, avea un respect deosebit pentru el. Era una colaboră, era foarte bine văzut de Casa Regală, calitatea lui de director al Muzeului de Antichități, era un mare arheolog. Săpăturile de acolo începe după monument, începe și în cetatea Tropeum Treani. Colaborarea cu arheologii și se întâmplă un lucru. În 1909, deci Tocilescu născut în 1850, odată cu Eminescu, deci la 59 de ani, este o operațiune comandată de Nicolae Iorga din spate, așa, îi se ia catedra de istorie veche, pe care o avea, de arheologie, pe care o avea de 20 de ani. Se întâmplau și în vremurile acelea? Iată că se întâmplau. Și se întâmplă nenorocirea, l-a afectat așa de tare că Tocilescu moare în 1909. Iorga se folosise de Vasile Pârvan, care acum, culmea, este numit directorul Muzeului Național de Antichități. Și mai era Teohari Antonescu, unul din elevii lui Tocilescu, care săpase cu Tocilescu la Tropeum Treani și care în fiecare săptămână publica în revista Epoca un articol anti-Tocilescu și îl bălăcărea ca pe altceva, la comanda lui Iorga. Culmea este că prin 1911 apare Tropeum Treani scris de Vasile Pârvan. Două articole în BCMI, în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, apoi unite tiraje apart și apare volumul Tropeum Treani, scris de Vasile Pârvan, care un singur lucru a făcut Vasile Pârvan pentru Tropeum Treani. A închis șantierul în 1910 și în 11 el începe săpăturile la Ulmetu, pe care, culmea, când eram directorul muzeului, am reînceput săpăturile acolo în 2003. Adică cu Liviu Lungu, nu? Sau cu cine? Da, și cu Liviu Lungu, cu un colectiv mai mare și, în ultima dată, am adus și niște tineri de la București. O să... Bine, vorba de ei. Și... Mă uitam pe bibliografia lui Pârvan, scoasă de marele profesor de la Iași, Alexandru Zub, dar la un moment dat în bibliografie, anul 1911, e lipsă. Mi s-a zis o fibră greșeală. Nu voia, dar a vrut să fie mai fin, așa, să nu apară Tropeum Treani, Pârvan. Se pare că... v-am spus că singura chestie care a făcut-o decât a închis șantierul pentru Tropeum Treani și a copiat de la Tocilescu. Deci iată că plagiatul e o chestie specifică. Deci iată că vorbim de marele, un alt mare arheolog, mare arheolog Vasile Pârvan, care are un bus, nu la una din porțile cetății Tomis, Tomis, nu? Da. Păi a săpat acolo, a săpat. Da, este adevărat. Da. Al, cum se cheamă? Totuși, iată că, mă rog, Constanțenii l-au imortalizat, să spun așa, și l-au... Îi cinstesc memoria, sigur, nu? Prin, da, printr-un gust. Păi, dar iată că se întâmplau sunt astfel și de... Viața e destul de complexă. Derapaje, da, nu? Sigur că ne gândim la Iorga, iată, nu invidie profesională, ne gândim la Vasile Pârvan, totuși, nu? Care este suspectat de plagiat, nu? Nu, păi le-a luat de la din manuscrisele lui Tocilescu, dacă n-a săpat o zi acolo.
N-a fost o zi la tropeu. Și apoi apare feciorul lui Tocilescu, care e arhiva tatălui de acolo, de la Muzeul Național de Antichități, și se termină povestea. Asta a fost. Da. Sunt realități care, sigur, ar trebui spuse, pentru că mă rog, așa, sunt convins că în lumea arheologiei românești aceste informații sunt... Și apropo de bust, păi să nu uităm că a săpat, a început Istria, în 1911, 12, 13 și 14, sapă la Ulmetum, cu care intră și în Academia Română, ca membru titular, și în 14 sapă iulie-august și în septembrie începe săpăturile la Istria. Sigur, acum Vasile Părulvan, din ce am mai citit și chiar am scris creatorul de școală. Fără îndoială. Chiar și la Mangalia s-a implicat în organizarea sau reorganizarea colecției de acolo. Da. Și chiar de un mic muzeu, nu? La Mangalia, pe care îl va dezvolta, iată, Iorga. Pentru foarte interesant. Chiar am găsit documente în fondul Arhiepiscopiei Tomisului și am și scris recent un studiu despre Iorga, întemeietor al Muzeului de Antichități din Mangalia, adică pe baze științifice, pentru că documentele atestă asta. Foarte interesant. Și întâmplător am dat peste aceste documente în fondul Arhiepiscopiei Tomisului. Haideți să revenim la Vasile Părulvan și la... De ce în timpul facultății, când am până 64-69, profesorii mei erau elevii lui Vasile Părulvan? Era... De asta n-au vorbit nimic de Tocilescu, de Grigore Tocilescu. Un mare păcat. Și păcatul acum este altul, faptul că nu apare monumentul ăsta triumfal. Dom'le, e o piesă unică în lumea romană. Nicăieri nu mai e așa ceva. Tot vorbim războaiele romanilor cu dacii. 101, 102, 105, 106. Niciun cuvânt de tropeu între ani. Oameni buni, la tropeu între ani romanii au pierdut în jur de 4.000 de soldați de meserie. Ei asta aveau. Oameni foarte bine pregătiți. Păi a fost acolo... Deci Traian sigur a fost. Dar tropeul, dovadă că pe metope apare. Sunt cele 6 sectoare cu câte o reprezentare a împăratului. Fiecare sectoare are 9 metope. 6 ori 9, 54. Se păstrează 49 de metope, din care una, a 50-a, este la Istanbul, au luat-o turcii până 1921, 1821, și cei din celelalte s-au păstrat fragmente, deci știm sigur ce reprezenta întreg monumentul. Și amintind din nou cele spuse de Tocilescu, de certificat de naștere al poporului român, și de unicitatea monumentului. Frandel. Deci, domnule, nu găsești nici în toată Europa, nici în Africa, nici pe partea asta, în bucata de Asia, nimic în toată lumea romană, așa ceva. Și tăcem din gură. Nu se poate. Nu se poate. Da, este trist, mă rog, și nu este pus în valoare așa cum ar merita. Pe urmă, cercetările din 1974, acolo, au demonstrat că amplasarea complexului de sus, adică mormântul mular, monumentul triumfal și altar, sunt puse într-un triunghi isoscel. Latura mică, latura baza, să spunem, triunghiului isoscel, are 155,4 metri. Laturile, cele două laturi care se încheiau, se porneau din de la altar, au dublu, 250 de metri. Deci era un proiect unic făcut la 102, 103, 102, fiindcă mormântul acela sigur a fost făcut, tumulul în care era mormântat un comandant, probabil comandant de casul, și altarul militar, înalt de vreo 10-15 metri, latură de 14-15 metri, pe care erau înscrise numele soldaților, celor 4.000 de soldați pierduți acolo. Da. Pe urmă, pe înălțimea monumentului, colosală, deci vreo 27 de metri, diametrul la fel, urcarea pe cele 9 trepte, 7 vizibile,
doar au niște trăsături ale templelor din epocă. Apoi, modul de construcție a monumentului. Pentru care a existat... Da. Și avem informațiile date de diversi călători prin zonă din 1830-1850 și ne povestesc că piesele mai erau încă piese originale prinse pe monument. Una din... mi-a dat de lucru să mă gândesc, fiindcă toate celelalte le rezolvaseră cei care se ocupaseră de monument și zic, da, ce naiba, ce s-a întâmplat, de ce și rândurile de blocuri, cele trei rânduri de blocuri de parament de sub metope, au dispărut și au căzut și astea în mare parte. Și atunci mi-am adus aminte că în timpul războiului Crimeei, când se bătea tot Occidentul împreună cu turcii, cu rușii, Rusia, da, la Crimea, 1853-1856, da? Da? La un moment dat ăștia au rămas, cavaleria n-avea ce să, cu ce să crească cai. N-aveau ce să le dea la cai, fân. Zona Dobrogea noastră era ea cum era atunci, încă nu era românească, n-aveau de unde să ia fân și a trebuit să aducă fân din Austro-Ungaria, pe care îl debarcau la Rasova și de acolo s-a construit actuala șosea care vine la Constanța. Rasova-Constanța, așa este. Da. Numai că animalele alea care remorcau carele trebuiau să bea și apă. Și încep să facă pe traseu niște cișmele. Când am rearanjat blocurile de parament cu ocazia inaugurării în 1877 la centenar a monumentului, da, vreo 60 de blocuri de astea de parament erau jgheaburi. Adică au fost luate de la cișmele. Da. Unele din ele le-am cărat și personal. Deci, practic, pe o parte s-a făcut șosea și pe de altă parte ne-au luat piesele de la monument. Da. Dar, mă rog, asta a fost. Era o Dar ne-am explicat de ce au dispărut. Stătuseră acolo 1000 și ceva de ani. Au dispărut în 1860. Relativ târziu. Și, da. Oricum, monumentul, într-adevăr, a fost refăcut. S-a arătat foarte bine, chiar de un an, cred că n-am mai trecut pe la Dam Clisi, însă mi-amintesc și când eram elev, am fost de mai multe ori la Dam Clisi și, mă rog, și cu părinții și apoi și când eram student în anul de facultate obligatoriu, profesorul de istorie veche a României și decanul nostru, Mihai Ierimia, obligatoriu pe toți studenții de la Facultatea de Istorie în anul întâi, îi ducea atât la Adam Clisi, cât și la Histria. Și nu știu dacă se mai întâmplă astăzi sau cei de studenții de la Facultatea de Istorie mai merg în aceste vizite, dar pe noi obligatoriu ne ducea Mihai Ierimia. Eu lui Mihai îi spuneam Bădia. Bădia Ierimia săpase acolo în 1969. Săpase la Tropeum. Am fost într-un an cu profesorul Lascu, săpa undeva pe malul lacului Oltina. Decât un singur an a săpat la Tropeum, acolo după deschiderea șantierului în 68 cu șef de șantier Ion Barna. Nu știu, dar am fost într-un an și era chiar un șanț atât de adânc, cred că de 4 metri, n-am mai văzut niciodată. Bine, era specialist pe altă perioadă, Mihai Ierimia. Nu, dar în fiecare an mergea la rândul lui pe șantier. Mă rog. Nu, și era ceva de văzut pentru studenții de la istorie. Fără îndoială, da. Bine, sigur, se consulta fără îndoială cu Adrian Rădulescu, cu fostul rector. Rector, director al muzeului. Și prefect, care ne-a fost și profesorul, un alt mare arheolog al spațiului dobrogean. Mi-amintesc că din anul întâi am săpat la cetatea medievală cu profesorul Panait și venea în vizită pe șantiere profesorul Adrian Rădulescu și, mă rog, erau într-adevăr momente frumoase. Păi fuseseră colegi. Da. Și foarte bun prieten. Fii de preoți amândoi, da. Și am colaborat foarte, foarte frumos. Adrian Rădulescu era președintele Comisiei Naționale de Arheologie la vremea respectivă. Și venea pe șantier pentru că și inspecta șantierele foarte, o perioadă foarte frumoasă de care mi-aduc aminte cu plăcere. Și sigur și de Adam Clisi. Haide să revenim la Adam Clisi. Da, revenim la Adam Clisi.
Vreau să spun că în 1977 am făcut parte, fiindcă începusem treaba atunci, în anul acela, de pe 14 februarie, la amenajarea muzeului, la amenajarea zonei de la monument. Venise, domnule, fostul prim-secretar Vasile Vâlcu, care acum era președintele Comisiei de Revizie a Partidului, venea într-una pe acolo, la două săptămâni, venea și pe la monument și pe la muzeu. Da. Și nu, el abusese o relație deosebită cu fostul director Vasile Canarache. Da, da. Erau foarte buni prieteni. Și, dar se... Este adevărat că fusese croitorul lui Canarache, Vasile Vâlcu? Da, cum fusese? Nu... am avut marea bucurie de a avea coleg, de a fi coleg cu Radu Ocheșanu, un mare numismat, Dumnezeu să-l odihnească, al cărui bunic avea la București, în cartierul din spatele magazinului Unirea, în zona puțin evrească de acolo de sus, o cârciumă mare, dar și un atelier de croitorie. Unul din croitorii mari ai lui de la Ocheșanu era Vasile Vâlcu. Cine își cosea acolo costume? Vasile Canarache. Da. Păi o povestioară de-asta scurtă, extraordinară, din 1962, prin secretar al Comitetului Județean Regional de Partid, până în 68 a fost regional. Da, Dobrogea, tovarășul Vâlcu, directorul Muzeului de Istorie de Arheologie Constanța, Vasile Canarache. Pune mâna pe... sună telefonul la Muzeul de Arheologie. Alo, Vasile? Da. Când erau amândoi față în față, sau nu era nimeni de față, vorbea cu Vasile. Bâlcul la telefon, mă. Băi, uite, am găsit niște statui. Hai, bă, lasă-mă în pace. Acum ai găsit, n-ai găsit alt fraier să-l păcălești acum de 1 aprilie, că era 1 aprilie 1962. Culmea. Este data la care a fost descoperit tezaurul de 24 de piese, cel cu șarpele fantastic și cu fortuna. Găsite unde? Pe strada Mihai Viteazu, colț cu Traian. Blocul acela, turnul de acolo, în groapă, acolo au fost găsite piesele. Prima dată au ajuns la regionala de partid și pe urmă a fost chemat Canarache, care s-a apucat de treabă. Sunt în fotografiile care ilustrează tezaurul, apare o fotografie cu Canarache și parte din colectivul Muzeului de Arheologie de atunci. Da. Deci, iată și ce vreau să vă spun. În 1971 se creează Muzeul Național și Muzeul Național trebuie să adune piese de peste tot, din toată țara. Muzeul din Constanța, fiindcă am avut o perioadă de gestiune arheologică, a dat câteva sute de piese. Da. Ei bine, ăștia voiau, cereau șarpele și fortuna. Ei, s-a ajuns la Vâlcu și Vâlcu a spus, bă, orice luați de la Constanța, fără șarpe, fără fortună. Am înțeles. Va trebui să punem punct primei părți a emisiunii, să intrăm în publicitate și revenim după 5 minute. Punem punct. Da. Doamnelor și domnilor, am revenit. Discutăm astăzi cu domnul Gheorghe Papuc, arheolog, fost director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Discutăm despre arheologia dobrogeană și ajunsesem la cetatea Tomis. Nu am trecut de la Monumentul Triumfal, Tropeum Traiani, dar la cetatea Tomis. Domnule Papuc, știu că ați săpat mult, inclusiv în cetatea Tomis. Haideți să vedem. Știți ce? Descoperiri mai importante sau șantiere unde ați săpat în cetatea Tomis. Ce vreau să vă spun? Deci, Tomisul, capitală de provincie de la Dioclețian, de la 285-86, oameni buni, e una din marile așezări antice ale Europei. Vrem, nu vrem, asta e. Păi, să ne gândim cam ce distanța de la Casino până la Parcul Arheologic. Este peste un kilometru. Că sunt 350 de metri până în Piața Ovidiu, din Piața Ovidiu până la Poșta Veche, încă vreo 350 de metri, iar de la Poșta Veche până la... Porțile cetății, aproape de mine. Are aproape un kilometru. Da. Deci, e o suprafață imensă. Să nu uităm, în secolul II, guvernatorul provinciei venea și stătea aici.
locuia, nu ca să facă plaje, ci din cauza așezării nemaipomenite a cetății. Și eu cred că în momentul în care s-a rezolvat problema apei în cetate, acele galerii subterane, mi-am făcut doctoratul cu asta, da, atunci cetatea a început să se mărească de extraordinar și devine un fel de capital a zonei. Să nu uităm, episcopul de la Tomis era de rang metropolitan. Toți creștinii din afara Dunării, din nord, da, din vestul Dunării, erau sub oblăduirea lui, nu? Sigur că da, sigur că da, o influență extraordinară. Și iar nu spunem nimic copiilor de chestiile astea. Deci, un oraș așa de mare, așa de important, Tomis, îl lăsăm, hai, Constanța plaje. Băi, oameni buni, e vorba de istoria noastră. Fără îndoială, da. Așa. Ce vreau să spun? Un istoric antic povestește devenirea împăratului Valens la Tomis. Și am încercat să reconstituim puțin traseul cel scris pe situația din teren. A spus că Valens a intrat pe Porta Presidaria. E, poarta asta am avut ocazia să o sap eu prin 1983-84. E pe strada Dragoș Vodă. E o poartă foarte mare față de celelalte care sunt cunoscute de pe Bulevardul Ferdinand, cu turnuri semirotunde. Unul din turnuri are o ieșire secretă, o poterna se numea. Și spunea că a intrat pe această poartă, a intrat în Bazilica Episcopală. Păi, oameni buni, sub hotelul Ibis, am săpat acolo o bazilică în 89. Extraordinar de mare. Regretatul arheolog, fostul șef al șantierului Istria, Alexandru Suceveanu, săpase bazilica, una din bazilicile de la Istria, tot bazilica episcopală, în care spunea că e cea mai mare din. I-am explicat, dragă puiule, iartă-mă, asta pe care o săpăm noi la Constanța e mai mare ca bazilica de la Istria. Nu se poate. Zic, ba da, este mai lungă decât bazilica ta, fără atriu, fiindcă nu putem săpa atriu. De ce? Păi zic, e în curte la Casa de Oaspeți a Securității. Nu ne-a lăsat ăștia să săpăm în curte de niciun culoare. Și datorită faptului că cel puțin o șesime, dacă nu mai mult, din lungimea bazilicii era atriu, i-am demonstrat domnului, bunului, postului meu coleg și prieten, că, într-adevăr, e o bazilică foarte mare. Și atunci, deci, Poarta Presidaria de care vorbeam, Valens, intră în bazilică și acolo dă peste Bretanion. Episcopul Bretanion. Acel episcop care este trecut pe, culmea este, pe acele vase de argint care sunt pe la Leningrad, pe undeva, pe la Petersburg. Da. Și a avut loc o discuție legată de, îl ruga pe episcop să țină cu arienii, la care episcopul a uitat că discută cu împăratul, i-a închis, a șters-o, a plecat și spune scriitorul antic, s-a retras la reședința sa. Culmea este că... Deci avea și o reședință episcopală. Da, reședință episcopală. Da. Am avut, cu ocazia construirii blocurilor pentru lucrătorii de la canal, prin 78-79, spre 80, am săpat în curte din spatele moscheii Carol I. Da. Era și o școală, școala numărul 2, mi se pare, din Constanța. Aceea de lângă fosta bancă de investiții. Da. Acolo am găsit o instalație termală, micuță, cochetă, dar care ale căror ziduri se intersectau cu zidurile unei bazilici. De ce spun unei bazilici? Fiindcă colegul de atunci, Dumnezeu să-l odihnească, pe Valerica Georgescu, găsise o criptă și din care recuperase un vas de sticlă cu mir. Fantastic. Da, extraordinar. Păstrat din vremea respectivă. Da, găsit acolo și zidurile care veneau de la construcția criptei veneau spre această instalație termală. Era un bazin, un hipocaus de încălzit apa, de făcut încălzire, de aia, încălzirea centrală pe care romanii o găseau și podeaua și pereții. Da. Și se pare că asta era reședința episcopală. Și atunci înseamnă că
aproximativ strada Mircea, da, era un fel de via principalis a Tomisului. Lumea o să spună, da, da, dar numai că e marginea, e marea. Nu, între timp, o marea, mai marea se erodat, ducea cel puțin câteva sub, ce, dacă nu 1000 de metri, da, înspre da, mare. Marea, să nu uităm, Constanța vânturilor de la nord, Cribățul, care bate din ianuarie anul ăsta până în februarie anul următor. Și fenomenul de abraziune și de asta. Ce a rămas zona, piața Ovidiu a rămas, a rămas și biserica și cartierul grecesc, biserica greacă, școala greacă, teatrul grec, fiindcă stau pe piatră, pe stâncă. Galeriile acelea subțeară, apeductele acolo sunt cioplite în stâncă. Restul, portul Tomis s-a întins din cauza faptului că era pământul ăsta. Deci, adevărat, strada această Mircea aproape era strada principală a Tomisului. Și este foarte posibil că în primii ani după 1878, de fapt și în anii următori, printre principalele probleme cu care se confruntau consilierii locali, erau cele privind consolidarea malurilor. Și, de, într-adevăr, sigur, s-au surpat mai multe... Da. Păi în 1909 are loc căderea aceea de lângă Biserica Greacă, da, 200 pe 300 de metri, asta înseamnă 6 hectare. Da, este adevărat. Da. Care s-au prăbușit la... Și, foarte sigur, și vorbim de începutul secolului al XX-lea, dar timp de 2000 de ani, da, să spun așa, fără îndoială că malurile s-au erodat și este chiar foarte posibil că aceasta urmă, să fie via principalis, da, cum spuneați dumneavoastră. Da, da. Și să, bă, ajungem în zona edificiului cu mozaic. Da. Permele. Păi apeductele acelea construite probabil la final de secol II, astea mari, care aduceau apa de la Ovidiu și care apeduct ocolea lacul Tăbăcărie, ajungea la pescăria de la Mamaia și apoi o lua pe malul mării. Da. Se ducea în Tomis. Erau niște construcții extraordinare. Pentru vremea respectivă. Pentru vremea respectivă. Și rezolva o mare problemă. Și să nu uităm că în vremea aceea nu exista vană să noaptea opriți apa. Nu mai. Deci, sub terme, sunt niște cisterne extraordinare. Termele alea se întind până în port. Merg până spre mozaic. Sunt niște termene. La un moment dat, prin 1979, s-au demolat acele clădiri englezești unde funcționase un azil. Și am fost trimis de către domnul Rădulescu să supraveghez puțin zona, da, și am constatat că la 80 de metri de terme, zidul termelor continua. Fantastic. Nu, e o construcție, da, extraordinară. Termele de la Varna sunt nimic pe lângă termele constanțene. Da. Am încercat cu un primar pe care eu nu-l regret deloc, nu dau niciun nume, să facem un șantier al zonei. Pentru că orașul merită, e capitală județeană, fostă capitală de provincie, să desfacem, domnule, zona aia de acolo, de la termen. Primar, dinainte de 89 sau după 89? Așa, după ca 89. După 89, am înțeles. Domnule Gheorghe Papu, ca să mai destindem puțin atmosfera, cum se desfășura o zi de lucru pe un șantier arheologic? Cum începea și... Vă dau exemplu la extrem de glumesc Adam și Clisi. Da. Am săpat acolo vreo 37 de ani. Culmea, începeam treaba la ora 6. De ce? La Adam Clisi, luna iulie de dimineață, nu era pic de rouă pe iarbă. Da. Și începea un soare de la ora 12:30-1 de tendoia pur și simplu. Astfel că la ora 2 se oprea treaba. Din cauza căldurii. Da, din cauza căldurii. Făceau practică studenții de la Facultatea de Istorie din Constanța, din Constanța, veneau și de la Iași, și de la București, și de la Cluj. Și noi începeam la Hârșova tot la 6 dimineața. Da, la 6 dimineața și pe la 2 și ceva terminam. Vreau să spun că începuseră niște restaurări extraordinare acolo în 1977, culmea, care când Ceaușescu a venit la Adam Clisi împreună cu nevasa, domnul Rădulescu a mers cu el, eu am mers cu doamna și cu primul secretar. Era un, mă scapă numele, era din Dobrogean, dar nostru, după la Saraiu Parc. Dar vreau să vă spun că un sfert din cetatea Tropeum este plină cu blocuri de parament cioplite, care fac parte din... Păi ce parte? Ele au fost cioplite după proiect. Absolut, da. Au rămas așa. De ce? Fiindcă în 1977, în mai,
s-a desființat Direcția Monumentelor Istorice, DMI. Era această Direcție a Monumentelor Istorice, care avea sediul pe undeva pe lângă Patriarhia Română, unde aveau foarte mulți arhitecți, arheologi, făceau restaurări și de monumente, cum se cheamă, bisericești, de tot ce vreți. Și a venit un, nu era ministrul culturii, era președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Miu Dobrescu. Și îl desființează, domnule, desființează DMI-ul ăsta. Atunci începuseră restaurările la Basarab, la bisericuțele de la Basarab. Aici ghinionul că s-a luat, a început restaurarea pe baza proiectului lui Bilciurescu, premiat de Uniunea Arhitecților, a început restaurarea de la carieră spre bazilii, spre biserici. Dacă începea invers, vezi, poate că da, erau acoperite. Acum, da, bai de capul lor. Da. Și culmea este că toată lumea, Ceaușescu, domnule, avea ce a făcut. Culmea. Bucureștiul, președinția de atunci, primește Cotrocenii. Și atunci Ceaușescu îl cheamă pe unul de la... Bă, aveți voi ceva, o daia, o instituție care repara mănăstiri și biserici. Păi am desființat. Păi de cine? Miu. Atunci l-a dat afară pe Miu Dobrescu. N-am știut. Deci, este... Nu cine, da. Doamne, iar îl iubea pe Ceaușescu, dar acum, la chestia n-a fost de bine. Da. Și s-a reînființat. S-a reînființat, dar nu mai e DMI-ul ăla care era și care era de câteva... era din perioada capitalistă, să-i spunem, dar hăt-hăt. Da. De la început de secol aproape. Haideți să revenim. Deci începea la ora 6, deci, cu o gustărică, cu o țuiculiță sau o serveați la prânz, nu, o cafeluță. Nu, o... domnule, nu, eu, nu, pe ce dădeam exemplu la copii ăia. Păi vreau să vă spun că CAP-ul de la Adam Hristie avea o livadă chiar în față la monument. Și le era lene să pun un paznic. Și atunci tot satul făcea țuică. Și mai bine cât un muncitor de ăsta și spunea, domn profesor, dați-mi voie să mă duc și eu să fac. Du-te, bă, du-te, hai, du-te. Unde era, dacă unde lucrau 41, ce dacă erau decât 39, tot aia era. Da. Și a doua zi mai venea și el cu puțin material să ne arate ce bucurie, da, așa. Și da, zic, da, mă, da. Și venea Dumnezeu să ierte, domn profesor Gostar de la Iași, un mare arheolog, și care s-a ocupat și de mai ales de altarul militar de la Adam Hristie. Și zic, domn profesor, mai domnule, nu se poate, domnul papă, nu se poate. Și da să plece și a spus, dă o țuică, nu dai. Păi zic, bă, da. Și dădeam acum, ce să facem? Era, rouă nu era, da, măcar să facem puțină rouă de asta, dar puțin, era o gustare. Era o atmosferă așa plăcută și noi. Da, nu, și atmosferă nemaipomenită. Noi cu profesorul Panait, fiețelă în ușoară, țăpam și foarte grijuliu era. Noi veneam după o sesiune cumplită, cu multe examene, abia așteptam practica pe șantier și era foarte cald, da, și realmente munceam. Dar mai trăgeam și câte o vodculiță. Da. Chiar mă gândeam acum, cum beam vodka aceea pe căldurile, da, ani. Ce se face? Și ne chiar sacrificat. Ne-a spus profesorul Panait la un moment dat, măi Virgil, ai toate calitățile unui arheolog, inclusiv aceea că îți place și vodculița. Ce să face, domnule? Ce să face? Erau vremurile, sigur. Pe... Bine, cu toți acolo ne îndemnam. Da. Dar erau vremuri frumoase. Da, dar să nu uităm că treaba era făcută ca lumea și bine era făcută. Nu, și de asta era. Revenim la cetatea Tomis. Haideți să vedem alte descoperiri așa. Șantiere unde ați lucrat. Da, chiar și șantiere de... Păi există acum, acolo lângă catedrală, un parc arheologic. Acela am început să săpăm acolo în 1971. Încă se afla, muzeul se afla încă în Palatul Episcopal. Se afla în Palatul Episcopal. Da. Și am început săpăturile acolo. Era un colectiv mai larg. Aveam un coleg, Corneliu Stavru. El era bârlădeanu, Dumnezeu s-o odihnească, că a plecat la Dumnezeu acum vreo 2 săptămâni. Valeriu Georgescu, da, cel care a fost director al muzeului de la Mangalia. Da. Și s-a restaurat zona, s-a consolidat cât de cât. Am găsit acolo și niște... probabil niște schelete din războiul Crimeei. Erau acoperiți cu var, cu de toate. Se pare că vă pusese o boală de asta contagioasă în zonă. Da.
În rest, ce povesteau arhivele, că acolo ar fi fost cimitir turcesc, n-am găsit așa ceva, decât... Deci, în documente, știți foarte bine, mă rog, împreună cu Doi Napoleon, am publicat o monografie a Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel și chiar așa apare în document, că deci a fost inițial pentru Catedrală s-a oferit un teren undeva în zona actualului Muzeu de Istorie, da? Da. După care au revenit și au oferit, consilierii locale au oferit acest teren unde se află Catedrala în grădina cimitirului musulman. Deci era grădina cimitirului musulman, n-am găsit un schelet, v-am spus, decât aia doi. În grădina cimitirului musulman, foarte interesant, așa apare în documente. Și, sigur, sunt valori succesive de locuire. Nu era foarte departe, știți foarte bine că era cartierul turcesc, cum îi spuneam noi, nu? Adică pe o zonă foarte restrânsă, pe un areal foarte restrâns, avem Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, foarte aproape Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Comunității Bulgare, nu? Biserica Bulgarească și în spate, iată Moschea Carol, construită pe locul unde s-a aflat Jamia Mahmudie, nu, ridicat în timpul lui Mahmud al II-lea. Deci, clar că în zona sigur respectivă... Sigur era Mahmudie asta de aici? Absolut, 100%, da, sigur. Unde este Carol? Da, da, s-a demolat Jamia Mahmudie și s-a ridicat Moschea Carol. Sigur, acum, cel puțin așa vorbesc documentele, de grădina cimitirului musulman. Deci, se pare că în grădină, da, dar cimitir nu. Da. Păi n-am găsit. Da, niciun... Da. Da. Și ăștia se incumează, acum, nu? Sigur, era și foarte greu. Probabil că de pe sub catedrală și în zona cealaltă, dinspre Palatul Episcopal, putea să fie și un cimitir musulman. Dacă ne gândim că totuși, la vremea respectivă, Constanța nu mai avea o populație foarte numeroasă. Să nu uităm în spatele Palatului Episcopal... Terenul acela viran, unde s-a făcut cercetări și... Nici acolo. Foarte interesant, da. Că totuși, repet, în documente apare grădina cimitirului musulman. Dar numai că nu se verifică. Nu se verifică, într-adevăr. Da. Ce, vorbim mai bine, departe. Acum, sigur, și sunt cimitire care s-au tot mutat, știm foarte bine, și cimitirul de unde era, din zona străzii Gheduca, nu? Osemintele au fost mutate în cimitirul central și monumentul francez și așa mai departe. Păi niciodată morții n-au stat cu vii. Nu. Erau separați. Pe măsură ce se dezvolta practic, orașul. Practic cimitirul intră în pică, se întinde orașul. Sigur că da. Deci el, aceste morminte au fost... La capitolul acesta, cel mai bun exemplu este Tomisul. Da. Cele mai vechi morminte le găsim aproape de moschee. Da. Pe urmă, din ce în ce sunt la Ibis, acolo am găsit morminte de secol 2, 3. Și pe urmă, mai sub, departe, mormântul pictat, nu? Da, sub Ibis am găsit, sub bazilică, bazilica de acolo, bazilica asta episcopală, care vă spuneam, care va la 70 ceva de metri lungime, cu zona, zice, altarul este pentagonală, construcția astuia. Se pare că funcționa și un lăcaș de botez, un baptisterium, fiindcă este un puț în bazilică, care comunica cu galeriile subterane. Sunt valori succesive de locuire, nu? Perioada greacă, romană, romano-bizantină. Și iar bazilica stă peste marele... De cum se cheamă? Circ. Teatru antic. Da. Nu teatru, ci circ. Circ, Adică luptele de gladiatori. Da. Și sunt amintiți destui gladiatori la Tomis și n-am găsit acolo chiar parte din marginea suprafeții de luptă. Da. Pe unde puteau să iasă luptătorii în arenă. Că peste care stă bazilica. Interesant de văzut, să vedem, poate în arhivele otomane apar și alte planuri ale Constanței. Noi știți foarte bine și publicasem cele două planuri, dar netransliterate în albumul dedicat Moschei Carol.
Dar ar fi interesant dacă pe un plan al Constanței apare acest cimitir musulman. Da, 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 Putea să fie, mă interesant rog, de de văzut. mici dimensiuni. Cine știe de mai mici dimensiuni. Musulmanii le aveau, iată, și intramuros, nu? Adică în interiorul localității, da. Vis-a-vis de hotelul Palace, Da. muzeul a făcut săpături și acolo, și pe o suprafață destul de mare, unde s-a ridicat un bloc și s-au descoperit niște construcții monumentale, adică cu ziduri foarte groase, foarte solide. La un moment dat, unul din arheologi presupunea că e vorba de o bazilică așezată est-vest, apropo de bazilica de la Mangalia, de la Da, Calatis. da. Deci, au fost... Ar fi interesant de văzut și, mă rog, sau de explorat și zona de la Cazino, din mare, că, sigur, și nu mai, și chiar de la Plaja Modernă, fără îndoială, cum spuneați, marurile Da, s-au rupt, da. dar poate arheologia subacvatică, mă rog, Da, știu că s-au mai și făcut o serie de încercări de genul acesta. geologii ne spun Da. că cel puțin 2 metri este diferența apei mării Da. din antichitate până acum. Deci s-a ridicat cu vreo 2 metri marea. Este Da. vizibilă la Istria, cu lacul cu de toate, și Da. cu acel dig pe Da. care se află la vreo 100 și ceva de metri în apă, la Da. Istria. Da. Știu că la un moment dat veniseră acolo o echipă din RFG, Republica cu, Federală da, Germană, era 73-74, da. Da. și colaborau cu colegii de la Institutul de Arheologie a Academiei și foloseau ăștia nemții aveau niște aparatură de astea Detectarea, de da. detectare a zidurilor. Și la un moment dat se plimbau pe acolo și nu prea le apărea zidul, până când au strigat la paznic: vino și arată-ne unde e ăla. Ăsta Da. care era mai braconaș, și el din când în când cunoștea foarte bine situația din lac, așa că le-a arătat Da. fără aparatură, ci decât cu piciorul unde era. Știu că Dumitru Berciu avea o relație foarte bună cu arheologii germani și era des invitat în Germania. Noi la Arhivele din Constanța avem fondul personal Dumitru Berciu, donat de fiica marelui arheolog, de Adina Berciu Drăghicescu, da. Păi, culmea este că cultura Hamangia, primele piese, era director atunci Hambarțumian Nubar la Muzeul din Constanța, prin 53-54. Primele piese ale culturii Hamangia au apărut la Mangalia. Și Hambarțumian l-a chemat pe Berciu. Și a spus: bă, stai că mă duc și continui săpăturile acolo. Și pe urmă au început să au săpat la Baia, Da. Hamangia, și cultura a luat numele, cu toate că primele piese apăruseră la Da, Calatis, la Mangalia. la Mangalia, da. Și Da. atunci, pe vremea lui Hambarțumian Nubar, deci prin 53-56, săracul el a avut și ghinionul să, fiindcă a dat niște țigări unor deținuți armeni, a fost interpretat ca un fapt, ca o abatere politică, și a fost condamnat la vreo câțiva ani de pușcărie. Atunci muzeul era la Acvariu. Da, la acvariu, da, care era acvariu fiind la vremea, adică fusese restaurantul cazinoul. Restaurantul cazinoului, pe dar Da. înăuntru acolo erau decât de jocuri, nu erau de Da, băut, da, de da. băut în partea asta. Și Restaurantul. are o comunicare pe subterană. Da, sunt cărți poștale ilustrate unde orchestra cânta deasupra, nu? Și într-adevăr, cazinoul comunica cu restaurantul prin Da. Păi, subteran, da, da. unchiul domnului Adrian Rădulescu a fost șeful cazinoului o perioadă. Și ne Da. povestea dânsul, domnul Din păcate și cazinoul se află Neaurică Rădulescu. în paragină și așteptăm să fie Păi, restaurat, tot dar... l-a mutat nu știu ce, la guvern, le-a guvernul ca să-l restaureze, spunea. Nu, nu, a revenit la primărie, A dar primul la iată primărie. că încă sunt speranțe, dar, mă rog, văd că de câțiva ani buni nu se întâmplă nimic. Din păcate, timpul emisiunii noastre a trecut. Suntem bucuroși că ne-ați onorat cu prezența la emisiune și vă mai așteptăm, pentru că sunteți un om al cetății, ați săpat mulți ani la Constanța, ați cercetat siturile arheologice ale cetății Tomiș și nu numai, ați săpat și în alte zone ale teritoriului cuprins între Dunăre și Marea Neagră și aveți multe de spus și, Mai mă rog, spunem ce se face. sperăm să ne onorați și cu
cu altă ocazie. Vă mulțumesc cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunea noastră de astăzi, pe săptămâna viitoare.